Hello și bine v-am găsit la un nou episod pe acest minunat canal! Astăzi voi juca Hot's Medicine Time to Heal și asta mai mult la cererea voastră, pentru că aparent vă place foarte mult jocul ăsta și nu mă așteptam la asta, zău că nu mă așteptam. Ia să vedem ce se întâmplă la nivelul 30, dar nu înainte de a da click pe acel nivel ca să termin cu tot capitolul ăsta. Vă rog frumos să nu uitați să lăsați un like mai jos, să verificați linkurile din descriere, fiindcă acolo se află pagina mea și contul de Instagram și să vă abonați la acest splendid, minunat canal, pentru că știți, mai sunt chestii interesante aici. De obicei, în fiecare zi, știți, postez 2 episoade pe zi. Eu zic că sunt chestii interesante. Ia să vedem ce se întâmplă. El, așa, fericit. Ok. Stai, am mai văzut partea asta. Wait. N-am mai văzut partea asta. Ok, și tipul ăsta o să zică la un moment dat că e urâtă și aia se pupă. Oh, așa uimiți, că e oribilă. Tipul ăsta blond arată ca o păpușă Barbie și acum văd că Allison are lacrimi în ochi. Ok, și el e super supărat. Și toți sunt atât de uimiți și atât de nervoasă. Cum? Cum să nu-ți placă munca unui om? Ok, și acum vine în biroul lui super supărat. Terminat de viață. Nu. Oh, nu. Are nevoie de puțin timp singur. Ok. Și e supărată. E și adevărat. Oh, și-a plânge. Și el vine la ea. Și îi dă o acadică. Și ea râde. Și plânge. Nu mă las în seamă. Ea se dă o blei. Ok, nu trebuie să-mi las pacienții să aibă mai puțin de 3 inimi, deci cred că o să fie destul de ușurel, cred. Ca de obicei știu că mă încadrez cum trebuie. Oh, stai, asta înseamnă că o să am foarte mult de lucru. Ok, acum realizez. Așa. Și cred că ar trebui de pe acum să-mi iau o rezervă de... Așa, ok. O să am o rezervă de din alea tot timpul, pentru că s-ar putea ca prin minune să-mi trebuiască la un moment dat și eu să mă întorc de iurea, pentru că asta știu să fac. Dar chiar mi era dor de minigame-ul ăsta cu cioburi de sticlă. Ei, v-am zis mai că o să aibă nevoie, știam eu. Ia să mă duc să iau ăla. Ok. Ia să ajut și pe aia. Unde e Oliver? Oliver? Unde e? Eu nu-l văd, sincer. Eu sunt chioară. Ok? Tsuki e chioară. Tsuki nu-l vede pe Oliver. Nu-l vede deloc, chiar. Oh, doamne. Ok, vine acum o doamnă la urgențe. Trebuie să reglez cablurile. E pe viață și pe moarte. Tsuuu! Ok, sper să apară Oliver din nou la un moment dat, pentru că asta a fost un eșec total și nu pot să nu fac nivelul ăsta fără să-l iau pe Oliver. Deci Oliver e viață, ok? Fără Oliver nu se poate, nu există jocul ăsta. Știam eu că ai nevoie de bisturiul ăla. Știam eu! O, da! Și acum că mă gândesc că ăsta o să fie ultimul nivel de pe capitolul ăsta. Mama, asta o să fie iurea. Ok, vreau un pat și vreau o mască din asta cu oxigen și uite că tora mea e la jumătate și deocamdată totul e bine și frumos. O să dau aia afară și o să iau și caterul. Și după ce o să-i dau acest antibiotic, o să fac stocul de vată pentru că nu mai este foarte multă. Unde e? Deci, jur, eu nu-l văd pe Oliver. Unde e, frate? Ok, ciu, ciu, ciu. Unde poate să fie un hârcioc? Nu pot să-mi dau seama. Ok, și-a dat odată părul așa peste cap. Peste umăr, scuzați-mă. Ok. Li se scot și ei cioburile de sticlă. Ok, să pun și pe el pe scaun. Îl doare burtii ca săracul. Cum de-i scade inima atât de tare? Mă!
Ce răi sunt, frate. Le scade inima în halul ăsta. N-au pic de respect pentru mine. Piu, doamne. Așa. Ok, ceva îmi zice că nu se reușește să-l găsesc pe Oliver. E undeva... Uite, nu mai era sub pat! Cum, frate, să pui un hârcioc sub pat? Deci am atât de mulți pacienți aici. Oamenii ăștia nu s-au gândit când au făcut jocul că ești foarte ocupat cu pacienții ăștia? A, nu mai am loc, serios? Ok, și asta, sus, cium. Ok, trebuie să le dau drumul și să mă duc super rapid. Ah, la fix. La fix a fost asta. Și mai este foarte puțin și mi se termină ronda. Și spre surprinderea mea, merge destul de ușurel deocamdată. Ok. Trebuie să-i cos rănile. Așa. Și avea acolo... Uite-le, mai sunt surori. Așa. Ok. Care-i treaba pe aici? O, uite, și el are nevoie de mine, desigur. Cum să mai aveți voi nevoie de Tsuki? Ok, ia să vedem ce vrea ea. Și apoi vrea pe scaun. V-am zis eu că vrea pe scaun, deci le știu toate mișcările, știu ce vor. Și s-ar putea să nu reușesc să fac 3 steluțe. Nu, dar câteva persoane am scăpat fără... A, uite, le-am făcut! A, ce tare am făcut! Și știți ce e mai frumos? Că am primit acum un achievement cu Sofia pentru că am terminat acest capitol. Oh, ce drăguț! Îi sună telefonul! Ok, o sună Daniel. Ce s-a întâmplat? Oh! Ok, ceva e în regulă cu Daniel. Și o să merg eu cu ambulanța. What the fuck? Tipul ăsta stă pe acoperiș? Tipul ăsta e beat? Ok. Tipul ăsta s-a îmbătat pentru că tatăl lui nu este fericit pentru el. Ok, nu, ai grijă. Oh, doamne, Daniel, nu. Oh, Leo. Ai, câte rune are pe el. Ah, nebunule. Ai. Ok. Mamă. Wow. So, efectiv, am mers cu ambulanța spre spital și fiindcă ploua alunecat. Ok, și acum iese. Oh, leu. Sper că toată lumea e în regulă. Că a reușit să-l scoată. Well, mă bucur că Allison e ok. Oh, nu, a explodat. Ok, îl trage. Îmi place că ea încă are tocurile. Da, și ce-i face? Ok, vrea să vadă dacă respiră. Spune-te rog că Daniel nu moare. Ok, nu moare, e ok. În viață. Ok, tipa e în regulă, tipa e în regulă. Jenny e în regulă. Cred că e în regulă. E acolo. Ok. Și unde e Joe? What the fuck? Unde e Joe? Oh, nu-mi zic că a murit. Oh, doamne.
O, e încă în viață, e bine. Nu-mi zic că o să explodeze ceva pe aici. Ok, este ciudat. Ok. Se cațără, se duce înăuntru. O, Doamne! Ok, dar niște bandaje ca să se ducă acum la Daniel și să-i le dea, că știți, pierde foarte mult sânge. Dar nu vine să cred, accident, serios? Oh, Doamne! Oh, trebuie să... Oh, ce aiurea! Oh, i-am făcut mâna! Mama! Ok! Asta nu e bine, e foarte mult sânge acolo. Aoleo! So, practic, eu trebuie acum să-l stabilizez pe Daniel fără foarte multe lucruri. O, Doamne. Ok, e nevoie de asta. Ok. Am luat un băț și o să încerc să ajung la ea. Oh, nu! Oh, nu, asta chiar nu e bine. Ok, ceva rău o să se întâmple, sunt sigură. Chiar din nou bățul. Haide, ia-le. Ok, ciu, 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 ciu. Ok. Aici, încă puțin, perfect. Am reușit să-i fac aparent mâna. Ok, du-te după ceu. Cum poate să stea atât de mult în apă? Oh, nu, m-a explodat. Oh, Doamne, nu. Oh, nu, Doamne. Cred că Giu a murit. Vedeți ce se întâmplă dacă o persoană face prostii? Doamne, am murit eu! Aoleu! Ok, a venit un elicopter și a văzut. Aoleu! Ok, I'm so sad. Mama. Ok, o lună mai târziu. Oh, m-a scăpat chestiile alea pe jos. Oh, so, practic, asta e o cameră de pediatrie. Ok, și Daniel a venit aici? Oh, ok. Și încearcă mâna. Oh. Oh, pot să cumpăr pisicuțe de asta! Oh, ok, o să iau pisicuță, se vede drăguță și o să apăs pe play. Ok, și trebuie să o duc acolo. Și el acolo jos. Wow, ce drăguț! Ah, ok, și practic acum nu sunt Alison, sunt tipul ăsta. Ok, tipul vrea aici. Ce iure e! Ok, și ăla vrea jos. Ok, o să-mi iau puțin până mă obișnuiesc cu toate astea. E clar că o să-mi iei ceva.
Wow! Ok, și le pot sta vrajos. Ia să vedem ce pot să-i fac. Ok. Oh, ok, deci așa le pun masele înapoi, aparent. Uite, și le-am găsit și pe Oliver. Ce drăguț! Ok, are nevoie de asta. Dar pentru ce avea nevoie? Un fel de... Nu știu ce e asta. E ciudat. Ok, are nevoie jos. Ia să vedem cum pot să-i pun ușoare la loc. Asta și asta. Oh, mama, dar cum am putut să se miște până aici așa în voie? Nu înțeleg. Ok, ia să duc sus. Dar Daniel, cât mai face cu greutatea aia acolo? Chiar nevoie de asta. Ok, chiar cred că e o mănușă. Nu pot să-mi dau seama ce e. Ok, au nevoie de mine acolo. Și are nevoie de pastila asta. Ok. Jos și nevoie de asta. Ok, și acum am nevoie de mai multe pastile ca să fac stocul ăla. Ok, tipul ăsta are nevoie jos. A, dar pot să pun câte pastile vreau eu? Nu, nu, nu. Pot să pun maxim 6. Ok, ok. Haide, haide. Uf! Eram atât de aproape, dar n-a reușit. A, ce trebuie să fac? Oh, ok, s-ar putea să nu fac, fac challenge-ul ăsta. Ok, vreau cu lui să vedem ce reușesc să fac eu aici. Aici, 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 aici. Chiar nevoie de asta. Au, mi s-a uscat ghiutul dintr-un motiv sau altul. Ok, vreau sus și tura mea o să se termine curând. Ceea ce e destul de bine, zic eu. Ok, are nevoie de asta violet. Perfect, i-am dat-o. Ok, și-l pe scări și mai e foarte puțin și o să termin tura. Vai, ce bine! Sunt curioasă să văd ce se întâmplă în continuare, sincer. Și mai ales sunt curioasă să văd că nu se întoarcă Ellison înapoi la muncă. Că mă gândesc că după atâta tragedie și ce a fost acolo, parcă nu se întoarce atât de rapid. Ok, asta... Aha, ok. Oh, uite ce îmbufnat e tipul ăsta. Ce fel face? Ia, i-a reușit să fac cristăluțe. E ciu, ciu. Perfect! Și am reușit să termin tura asta. Bine, n-am făcut challenge-ul pentru că mi se părea puțin că mai vreau să fac ce scrie acolo. Dar l-am găsit pe Oliver și am reușit să fac 3 stăluțe, deci sunt foarte fericită. Ok, tipul a plecat. Unde e Ellison? O vreau pe Ellison. Ea e în regulă. Ok, cred că tipul ăsta se desparte de el, într-un fel sau altul. Oh, Ellison se întoarcă la muncă curând. Ce tare! Ia să vedem ce se întâmplă aici. Unde e Ellison? Vreau pe Ellison! Uite-o! Oh, ce drăguț! Oh. Ce drăguț! Oh, ce mă bucur că a revenit Ellison. Ia să dau upgrade la scările astea. Și bănuiesc aici să încheie episodul de azi. Vă mulțumesc enorm de mult pentru atenția cu o dată. Sper că v-a plăcut acest episod de Hearts Medicine Time to Heal. Și da, aparent am trecut printr-o tragedie. Jocul ăsta este plin, dar plin de drame din câte văd. Mă bucur că vă place acest joculeț și că vreți să fac o serie cu el și că chiar susțineți seria asta. Vă rog frumos să nu uitați să lăsați un like mai jos și să vă abonați acest minunat canal și pa, pa!